Începutul de primăvară a venit cu fulgenea la drobeta Turnu Severin. Meteorologii au anunțat vreme deosebit de rece pentru această perioadă, iar ieri seară în municipiu a nins ca în povești. Iarna pare să nu se lase cu una cu două. Seara trecută în municipiul Drobeta Turnu Severin a nins ca în povești, atât de mult încât s-a așternut un strat de zăpadă ca în iernile autentice spre bucuria celor mici, dar și a celor mari deopotrivă, care au văzut pentru prima dată zăpada pe acest an. De ce nu a prins nici în aprilie? Nici la Sfântul Gheorghe în aprilie, 23 de aprilie. Tot timpul e o surpriză. Cum? Mă bucur acest lucru. Dacă vă bucură. Dar nu e o problemă. Ce ne dă Dumnezeu, tot e bun. Că vrem, că nu vrem. Asta este. Acum ce vrea Domnul? Depinde de Dumnezeu toate. Toate la locul lor. Dar vă bucură acest lucru, că uite, avem zăpadă. Cum să nu? Pentru că e frumos, iese nim. Zăpada s-a lăsat așteptată anul acesta în municipiul Drobeta Turnu Severin, astfel că și-a făcut apariția în primele zile de primăvară. Bă, s-a schimbat clima, ce să mai, din bombardamentele astea, ce să mai, se schimbă clima, nu vedeți și dumneavoastră. Asta este, timpule. Vă bucur acest lucru sau așteptați căldura? Asta, după 15, acolo începe să se încălzească vremurile, că cu climele, nu vedeți că nu mai sunt iernuri cum erau odată, acum vreo 20 de ani, cum mi-aduc aminte, când eram copil, era zăpada de 1 metru sau... De 50, de 60, mi-aduc eu aminte, acum nu. Nu să nu mai sunt zăpezi de vreo 10-15 ani așa mari. În această iarnă n-a nins deloc în Severin. Păi n-a nins, că acum dă la sfârșit de martie, acum să duc pomii, să duc ăștia păcat de poncă. Mie îmi place, e bună pentru recoltă, pentru grâu, dacă nu ar fi zăpadă, aia ce faci? Domnul dă, Domnul de sus dă. Din cauza faptului că temperaturile au urcat ușor spre dimineață, stratul de zăpadă nu a rezistat, topindu-se încet spre nemulțumirea celor mici. Zăpada s-a așternut într-un strat consistent pe drumurile din județul Mehedinți, astfel încât operatorul de dezăpezire a intervenit cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant pe drumurile județene din zona de nord a județului Mehedinți.